Ce crezi despre cazul lui Năstase? Păi, de cazul domnului Năstase a fost prim-ministru, dar nu mai e, și după aceea l-au scos afară și au vrut să bagă la pușcărie și i-au dat 5 ani de termen în pușcărie. Și el nu se împușcă pe el, se împușcă pe lângă el. Și s-a pus în floarmă de iarnă și nu a împușcat pe el, că o zbura glunțul pe lângă el așa nici. Și nu s-a împușcat. Și-a mințit pe toată lumea. Dar Adrian Năstase, nu-i corect că s-a împușcat în el. Că el a zis domnul poliția că trebuie să meargă la pușcărie, că e obligator, că o furat, nu știu ce o furat de la oameni. Și apoi este adevărat că o furat. Și eu nu știu. Și apoi domnul Adrian Năstase, când a mers la birou, au împurtat niște cățile, au luat pistolul din sumase și s-au împușcat pe lângă el. Așa am împușcat-o. Și nu s-au împușcat. S-au prefăcut. Vă mulțumim!